împreună cu noi. Bună dimineața, Mihai, și bine ai venit, bine ai revenit dimineața. Acasă. Bună dimineața, da. De dimineața la 3 am ajuns acasă. Hai să refacem puțin filmul. De la momentul în care am vorbit noi, acum două zile, joi, la Liga Digisport, și urma să te urci într-o mașină care să te ducă spre granița cu Polonia. De aici te rog să continui tu. Da, ne-a luat un reprezentant al clubului. Am plecat spre vamă și am întâmpinat două accidente. A trebuit să ne dăm jos din mașină pentru că dura foarte mult să mai... Dacă mai așteptam cu mașina, cred că stăteam cel puțin 10 minute în ea ca să așteptăm să se deblocheze drumul și a trebuit să luăm pe jos cam 8 km, 10 km, ceva de genul. 8 km? Cam așa, da. 8 km, poate și mai mult, da. Cu bagajele după voi, cu trollerele, cu ce? Cu bagaje, da. Prima dată mi s-a părut așa, zic, hai că mergem, nu știu ce, și au început deja lumea să coboare din mașină, era foarte speriată și au început să coboare cu copii, cu bagaje. M-am simțit exact ca într-un film din acela, cu sfârșitul lumii și na, haide toată lumea la vamă, că dacă nu ajungi, se poate întâmpla ceva rău. Cum era? Hai că noi... Cum era prezența ta în rândul acelei mase de oameni? Presupun că acei copii sau unii dintre ei plângeau, mamele nu știau cum să îi împace, tații disperați sau... Cum? Sincer, când am plecat acolo la vamă, am plecat cu gândul că na, o să stau cel puțin 5 ore, 6 ore, nu mă așteptam să stau mai mult. Când am ajuns și am văzut că sunt 3-4 mii de persoane, făcuse două rânduri, într-o parte erau femeile cu copii, într-o parte erau bărbații, femeile mai în vârstă, copii mai peste 15 ani. Au început să lase mai mult femeile cu copii mici, după mai lăsat și de la noi să treacă câte 5-6 persoane, cam la 10-15 minute era această, deschideau porțile. Nu știu, ceva de neexplicat, adică nu mai mi s-a întâmplat până acum și n-am mai văzut niciodată așa ceva. Cum nu, ai zis bine, ca în filmele cu Armageddon, cu sfârșitul lumii, cu Independence Day și pot continua. Dar asta e realitate, nu e film. Să știți, să știți. Adică acolo când am ajuns s-a schimbat total. Adică deja nu era liniște cum era la mine în oraș unde stăteam. Când am ajuns acolo am văzut purul adevăr. Iadul. Da, să știți. Cât ai stat în vamă până la urmă? 14, după 14 ore am reușit să ies de la vama cu Polonia. Deci ai stat în graniță, cum ar veni, 14 ore. Da, da, da. Și am avut nu știu, două ore în care cred că am avansat decât doi pași. Mă rugam, adică eram foarte fericit când înaintam un pas, adică așa ajunsesem să fim toată lumea să bată, să aplaude că mai înaintăm sau că deschid poarta să mai treacă încă 5 persoane sau 10 persoane. Pentru că atunci când deschidea poarta, să se poate duce spre controlul pașapoartelor, mulți părinți veniseau copiii și își împingeau copiii mai în față ca să-i bage pe ei primii și să rămână ei afară, dar să-i vadă pe ei că au trecut de acea poartă. Deci nu pot să explic ce împinsături, ce... În astea 14 ore ai stat numai în picioare sau te mai sprijineai pe troller, mâncare, apă, ați primit de undeva? Numai în picioare. Vă spun sincer că după 6 ore așa mă gândeam să mă întorc înapoi pentru că nu vedeam că deloc avansăm și zic le căzuseră și sistemul. Cred că a durat în jur de 2 ore să repare. Tot am avut în gând, zic că aș să încerc în altă zi. Dar văzând copiii cum... În dură. Cum stăteau, da, cum stăteau în frig, cu momicile, cu toată lumea pe acolo și zic, nu, lasă, dacă tot am ajuns aici, trebuie să duc până la capăt. Și am așteptat. Și ai așteptat și ai izbăvit. Mai erau români acolo în vamă? Român, dar mai erau străini. Erau și am întâlnit și din Irak, și din America, și polonezi. Mai multe nații erau. Și după care ai trecut granița în Polonia și de acolo ai luat un avion care te-a dus la Varșovia, adică nu te-a dus direct la București. Da, aveam decât două variante. La 1 aveam un avion și la ora 6. Pe cel de la ora 1 nu l-am mai prins până am găsit taxiul, până
am ajuns la aeroport, deja biletele se deduseră și n-am mai apucat ca să le iau pe primul avion și a trebuit să aștept al doilea la 6. Uh-huh. Era haos prin aeroport pe acolo? Tot cu refugiați din ăștia? În aeroport nu. În aeroport în Polonia nu. Decât na, la ieșirea din vamă era toată lumea, era așteptată. Mulți dintre ei stăteau, probabil nu știau unde se ducă sau... Ce sentiment ai avut când avionul și-a pus roțile pe pista aeroportului Otopeni? Mă da seama, m-am simțit fericit într-un fel că am scăpat. În același timp, nu mi-a fost frică să zic, adică să plec așa cu o frică, să nu pot să stau în continuare sau nu știu, să zic ceva despre asta. M-am simțit bucuros, na, când văd familia, că... Da. Fiecare cum... Când te gândești că noi acum o săptămână am vorbit, vinerea trecută la telefon și erai în România. Da? Și te-am întrebat, te mai întorci? Și ai spus, da, mă întorc, am contract. Deci tu acum o săptămână erai în România. Și în decurs de 6-7 zile ai trecut prin o experiență care te-a marcat. Sper că nu pe viață, dar mult timp de aici încolo. Da. Chiar am ajuns cu o zi înainte la acolo în Ucraina, pentru că a doua zi aveam antrenament la ora 2 și trebuia să fiu prezent. Toată lumea spunea, unde te duci, nu vezi că începe războiul? Zic, am un contract de respectat, mă duc, văd care o să fie situația și mă întorc. Asta ce s-a și întâmplat. Bun, vis-a-vis de viitorul tău, presupun că acum nimeni nu știe de acolo ce se mai poate reface, da? Din acest campionat. Probabil că îți cauți echipă până în vară să nu pierzi contactul cu, da, cu pregătirea, cu fenomenul, cu competiția și din vară încolo Dumnezeu știe ce se întâmplă în Ucraina. Chiar doar Dumnezeu știe. Da, am avut ieri discuții cu președintele clubului și tot mi-a spus că o să fie din ce în ce mai greu și o să fie foarte greu ca să ne plătească salariile în condițiile acestea și dacă vrem să ne luăm actele și să ne găsim alt angajament, putem să... Dar am un animal de companie și... Ce am, că nu-i problemă. Da, intra avionul Moldovan cu cățelul, stai liniștit. O pisică, da. Da. E foarte bucuroasă că am venit și... Vă dați seama, și eu vreau să-mi găsesc un angajament acum ca să continui. Cu cât o să stau mai mult, na. Și dumneavoastră că e greu dacă stai ca fotbal, ca sportiv profesionist. Dar Lvovul în ce măsură a avut de suferit de pe urma bombardamentelor? Că din ce am văzut noi pe acea hartă a bombardamentelor, era și el trecut acolo. O hartă internațională, dacă vreți, nu făcută așa pe genunchi de cineva. Din câte am înțeles, ieri ar fi fost o bombă sau ceva de genul. În schimb, în fiecare zi au dat drumul la alarmă. Deci sunau sirenele alea de război. Da. Din ce am vorbit cu colegii mei. Da. Chiar acum de dimineață am vorbit cu un coleg din Croația, îmi spunea că el acum este în Varșovia, el a ajuns mai târziu la vamă și a stat, cred că, 16 sau 18 ore. A stat mai mult. Deci da. Cred că din ce în ce o să fie mai dificil ca să părăsești țara. Te lăsăm să te odihnești din toate punctele de vedere. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Le reamintesc oamenilor că abia ce ai sosit acasă azi noapte, la 3, la cât ai ajuns? La 3. Da, la 3 și ai făcut niște eforturi de-a dreptul disperate, da, ca să fii împreună cu noi și să ne istorisești această poveste tragică. Îți mulțumim, Mihai! Mulțumesc și eu și o emisiune plăcută. Numai bine, Mihai Lec. Istoria se scrie în direct pe canalele DigiSport. Căutăm mai multe exemple pozitive. Vrem să fim mai buni, vrem să stai cu ochii pe noi.